Bună seara, live pe plajă, în condiții speciale, evident, condiții de 2021, dar ne-am descurcat și în această seară. Nicoleta Nucă e alături de noi. Bună seara, Nico! Bună, bună! Cum a fost? Cald! Și lipicios, așa, nu? Dar, păi nu știu, sunt toată lipicioasă, toată m-am încălzit, într-adevăr, dar și pentru, nu doar pentru că e cald, dar și pentru că energia celor din public a fost minunată. Să spunem celor care ne privesc acum sau ne ascultă la radio că e o umezeală foarte puternică în seara asta la mare și de asta au apărut și țânțari și toate... Au apărut toate, ce să mai, toate insectele posibile și imposibile și toate la mine au venit, îți dai seama. M-am trezit cu fluturi pe ținută, prin cap, așa, aia. Păi ce să faci, reflectoarele erau pe tine? Aia zic, vezi, că odată cu reflectoarele vine și reversul medalii. Cum a fost după o lungă perioadă în care n-ai mai fost pe scenă? Am avut emoții. Pentru că, na, tocmai pauzele atât de lungi își spun cuvântul, dar vocea a fost cu mine, energia a fost cu mine, e clar că eram necântată, vorba aia. Îmi doream tare mult să cânt și am dat, nu 100%, am dat 1000% din energie astăzi, pentru că îmi doream asta. În orice job îți pierzi reflexele, chiar și când pleci în vacanță. Da. Pur și simplu ești un pic o zi, două, ești un pic așa, da. Cum ai făcut ca să n-ai avut emoții, că o să uiți un vers sau că o să uiți ceva? Acum nu o să dau din casă. Hai dă. Am greșit la un moment dat niște versuri, dar noroc de câteva fete din public care știau cuvințel în cuvințel absolut orice piesă. Și în momentul când am simțit că vine Blancu, mă uitam la ea și fata a început să cânte strofa și eram super mulțumesc. Deci fata care m-a ajutat cu versurile de la piesă, îți mulțumesc din tot sufletul dacă te uiți la noi în momentul ăsta. S-a mai întâmplat asta? Foarte rar în toți anii ăștia, într-adevăr. S-au mai întâmplat, cred că, câteva situații. Asta este una dintre ele. Și-a spus pauza cuvântul, n-am ce să-i fac. Când e public mai mult, în sensul în care suntem în condiții normale, sigur, cântă toată lumea și atunci bănuiesc că e mai simplu. Întinzi microfonul? Se vede. Da. Se vede atunci când faci o gafă. Acum, na, se vede. Ce ai făcut în perioada asta cât n-ai cântat? Am stat în casă. Ca toată lumea, de altfel. Am încercat să mă concentrez pe alte lucruri, într-adevăr. Adică am încercat să mă concentrez mai mult pe online, să mențin legătura cu oamenii din online cât de mult posibil. Am mai mers la studio când ne permiteau condițiile și regulile pandemiei. Pe lângă asta m-am implicat într-un proiect televizat, acum de curând, și... nu știu dacă pot să zic numele. Poți să zici. Atunci, la Bravo Ai Stil o să fiu una din concurenți. Sunt una din concurentele din ediția din anul ăsta și încerc să ies din zona mea de confort. Dacă tot cu muzica nu se poate, măcar în alte moduri să-mi fructific talentele mele ascunse. Asta e puțin, că asta cu moda nu e, e în zona ta de confort în continuare. Da și nu, este ceva total diferit de ceea ce fac, dar cumva oricum ține de artă, ține de creativitate și atunci măcar acolo până se reia treaba în ritm normal în privința muzicii, măcar acolo pot să dau fru liber imaginației. Dar ai făcut și ceva care să te scoată cu adevărat din zona de confort? Nu știu, habar n-am, să te apuci de, nu știu, de pictat, de gătit... De orice lucru de genul ăsta. Oricum făceam lucrurile astea, adică nu pictura, nu. Nu, în sensul în care să intri în detalii. Nu, chiar nu, adică am încercat din contră să mă mențin pe ceea ce fac, să mă dezvolt poate un pic mai mult. Stând în casă am încercat să dezvolt tehnica vocală și mai mult. Lumea ar zice, de unde mai mult de atâta, că pana mea, deja ești bine, adică ce să mai. Dar în cazul muzicii nu există perfecțiune și e mereu loc de mai bine. Pe lângă asta am mai cântat la pian, când eram pe acasă m-am apucat și de gătit, bineînțeles, că dacă stai în casă toată ziua te plictisești și începi să gătești și să inventezi. Corect. Și în rest, sport. Am făcut mult sport. Cum crezi că o să evolueze industria muzicală în perioada următoare? Pentru că, uite, teoretic am putut ieși pe scenă, de câteva luni se poate lucrul acesta, se fac spectacole, se fac festivaluri în toamnă, dar totuși parcă lucrurile nu sunt exact cum erau înainte și se mișcă destul de greu. Când crezi că ne revenim? Sincer, n-aș vrea să
par pesimistă, dar nu cred că prea curând o să ne revenim în ritmul ăla normal pe care îl știm noi de dinainte de pandemie. Cu siguranță, da, se încearcă o revenire cât de cât, dar oamenii încă, din păcate, au frică. Foarte mulți oameni sunt încă reticenți în privința acestei relaxări, aceste libertăți. Parcă e ciudat după 2 ani în care ți s-a limitat libertatea, acum brusc ți s-a dat înapoi și oamenii nu mai știu ce să facă cu ea. Dar crezi că industria va reveni la ce a fost înainte de pandemie? Nu, sincer nu cred că va reveni în totalitate, în sensul că în timpul pandemiei s-au schimbat niște lucruri, s-au schimbat trendurile foarte mult muzicale, reflexia o putem vedea, adică demonstrația o putem vedea în trendingul de pe YouTube din România. Sper să se lărgească din nou orizonturile un pic mai mult, adică să nu rămânem ca în momentul de față la 2 nișe muzicale și atât. Da, eu sper că popul va fi întotdeauna la modă și atunci tu o să te simți bine în zona asta. Și asta e adevărat. Te-am ascultat în seara asta, încheiat recitalul cu Nu Sunt. Pile de găină am fost. De zici că s-a lansat piesa ieri. E super hit, super puternic a fost. Mulțumesc mult. Este și, cred eu, una dintre cele mai dragi piese ale mele. Efectiv, o cânt cu atâta plăcere și cu atâta drag până în ziua de azi, deși au trecut 6 ani. Nu mai știu. 6 ani au trecut, zic eu că au trecut 6 ani și uneori mă și sperie, pentru că asta înseamnă că și eu am îmbătrânit grav deja. 6 ani au trecut. Este pentru mine, este în continuare cumva actuală piesa asta și, cum am spus, o cânt cu tot dragul din lume. Zim, dacă, apropo de trenduri și de stiluri muzicale, dacă totuși n-ai de gând să schimbi ceva și să te duci într-o direcție sau alta, un lucru care să te ajute, să te scoată în față. Nu, mi-ar plăcea să existe mai multe, cum am spus, mai multe nișe, astfel încât oamenii să aibă loc, efectiv, artiștii fiecare să poată să-și cânte sufletul așa cum știe și cum vrea, nu să trebuiască să facem compromisuri cu toții. Nu să faci compromisuri neapărat, că nu trebuie să faci un compromis. Cazul meu ar fi vorba de un compromis, dacă e să vorbim, dacă ne gândim la același stil muzical. Să-i spunem, nu vorbim neapărat de manele sau trap, manele sau așa, toate genurile alea. Nu mai ajunge cu siguranță. Nici nu cred că ți-ar sta bine. Exact, asta zic. Dar eu. Poate e un stil, poate e o nișă care te-ar avantaja mai mult și atunci, dincolo de muzica asta pe care nu e în considerare. Eu cred, cum ai spus și tu, popul până la urmă este imbatabil. Imbatabil, exact, și o să existe tot timpul și atunci cred că sunt safe în privința asta, pentru că până la urmă abordez acest stil destul de ușor la ușor de ascultat, știi, și atunci, adică dulce pentru urechea omului și nu cred că trebuie să mă duc foarte departe de zona asta. Pot să experimentez într-adevăr cu anumite ritmuri, poate cu anumite dinamici, dar în principiu cred că muzica pop este foarte vastă și asta îmi dă o libertate foarte mare de să mă joc. Nicoleta, îți mulțumim tare mult pentru că ai fost cu noi în această seară la Live pe Plajă. Noi sperăm să realizăm și ediția 2022 și să fim mai mulți la un loc și să ne distrăm pe muzică bună. Eu mulțumesc mult și sper să fiu invitată și la anul, dacă se face. Facem tot ce se poate. Mulțumesc. Numai bine de la mare, la revedere. Plecăm și noi repede că ne mănâncă țânțarii.